Traficul rutier pe calea Timișoarei la trecerea de cale ferată va fi închis pentru o perioadă de 12 zile pentru execuția lucrărilor la infrastructura drumului și a căii ferate. Vorbim despre perioada 26 august-6 septembrie 2024. Aceste lucrări sunt necesare pentru sporirea siguranței rutiere, cât și pentru realizarea ulterioară a unui sens giratoriu în dreptul șoselei de centură. Pe perioada lucrărilor, circulația rutieră pentru legătura între strada Dacilor Giro și prima intersecție de după calea ferată va fi dirijată astfel. Accesul către localitatea Giroc se va face prin drumul național 59, calea Șagului din municipiul Timișoara. Pentru traficul greu, varianta de traseu va fi calea Timișoarei, strada Lacului, strada Islaz, calea Chișodei, calea Șagului din municipiul Timișoara, bulevardul Liviu Rebreanu, calea Martirilor 1989, calea Timișoarei. Pentru traficul ușor, calea Timișoarei, strada Lacului, strada Bujorilor, bulevardul Liviu Rebreanu, calea Martirilor 1989, calea Timișoarei. Pentru asigurarea siguranței rutiere pe perioada execuției lucrărilor, se va asigura semnalizarea temporară corespunzătoare tipului de lucrări care vor fi executate. După finalizarea montării noilor șine și a barierei, traficul feroviar va fi reluat în 3 zile. Traficul rutier va fi reluat după 12 zile, perioadă necesară pentru fixarea adezivului de prindere. Din cauza reluării traficului feroviar după 3 zile, nu este posibilă realizarea unei treceri provizorii peste calea ferată. Vă mulțumim pentru înțelegere și ne cerem scuze pentru inconveniențele create, transmit reprezentanții Primăriei Comunei Giroc.